și am decis să vin în România în vârsta de 19 ani. Am venit ca să studiez medicina Timișoara. Așadar, ai stat aici 6 ani în Timișoara, nu? Și mai mult. Și mai mult. Deci, după terminarea studiilor, ai decis să mai rămâi Am câțiva mai ani în stat România. un an jumate aproximativ, să zicem, și după aia am plecat acasă, că trebuia să merg acolo să dau rezidențiatul. Și momentan lucrez acolo la un spital din Tel Aviv, dintre cele mai mari spitale. Mustafa Aburas este născut la Nazaret, dar a venit în România pentru a studia medicina. Deși la început despărțirea de Israel de familia lui a fost dureroasă, acum Mustafa se declară îndrăgostit de Timișoara, de România. La orice meserie sau treabă, chiar la început e foarte greu, fiindcă nu știam limba, nu știam nimic bren țara, bren oraș, chiar a fost greu, dar mi-a luat ceva timp, bana mă obișnuiesc. Și acum ne-ai mărturisit că te-ai îndrăgostit de România, că îți place foarte mult țara noastră. E, foarte mult, extrem de mult putem zice. Da. Ce anume îți place la țara noastră? Mi-mi place oameni, oraș ca oraș, țara, ai ce să vizitezi, liniștea. Da. Ce le transmiți românilor care spun că țara noastră nu e tocmai frumoasă, ba chiar unii își doresc să plece? Nu au neapărat cuvinte de laudă la adresa țării în care s-au născut. Iată, tu vii din Tel Aviv, vii din străinătate și ne spui că România, din contră, este o țară superbă de care, iată, tu te-ai îndrăgostit. În ochii mei, cea mai frumoasă țară, cea mai liniștită țară, mereu am simțit în siguranță. Chiar m-am simțit foarte bine și încă mă simt. Și încă mă simt. Mustafa are doar cuvinte de laudă la adresa țării noastre, dar și a oamenilor, a timișorenilor, cu mulți dintre ei a legat strânse prietenii. Ce mi-a rămas în suflet, să zicem, despre oameni. Că erau și încă sunt oameni prietenoși, brimitoși, amabili. Cumva ne descrie ca fiind un popor cald, ca să înțeleg. Exact. Acum ești în Tel Aviv, locuiești acolo, dar mereu când ai ocazia, când ai câte un concediu, observ că alegi să ți-l petreci în România. Tot timpul când văd că am ocazie să fac o fugă, o fac în România sau mai ales la Timișoara. Deci nu te poți desprinde de această țară, de acest oraș. Nu. Chiar ești un om atașat și îndrăgostit de acest oraș. Spune-mi, te rog, ce profesezi acum în Tel Aviv? Lucrez ca un medic generalist, încă nu m-am gândit exact pe ce specializare, că am două variante, ori la pediatrie sau medic de familie. Și încă mă gândesc că nu vreau să mă grăbesc. Da, credeți-mă că aveți o țară deosebit de foarte frumoasă, liniștită, ai ce vizita. Mustafa este recunoscător că aici a devenit ceea ce a visat mereu să fie, medic.